Bună ziua, dragi prieteni, sunt Răzvan Muntanu, începe Check Media, discutăm probleme de analiză globală, alături de doi analiști de politică externă, Andrei Șvarț și Ștefan Popescu. Domnilor, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Mulțumim pentru invitație. Și așa cum am vorbit încă dinaintea intrării în direct, haideți să discutăm despre G20. Ștefan Popescu, o instituție, folosind ghilimele de rigoare, acuzată de foarte mulți de voci internaționale că nu ar avea totuși o relevanță atât de mare precum se așteaptă. Faptul că întreaga criză economică mondială 2008-2009 a fost gestionată cu succes de către G20, lucru care ne-a adus în prezent, este recunoscut. Dar se pare că summiturile, conform unor voci, după 2009-2010, nu au mai avut același impact pe scena internațională. Și aș vrea să te întreb, care este perspectiva ta despre G20 în prezent? Este un grup de state, o grupare, aș spune, mai mult decât o organizație internațională. Clar. Pentru că nu ai instituții permanente de tip Organizația Națiunilor Unite. Este totuși reprezentativă, pentru că în momentul când ai peste 80% din produsul intern brut al umanității și ai țările relevante și din punct de vedere al transformării acestei bogății în potențial de putere pe scena internațională, al voinței de exercita un rol, vorbim totuși de o organizație reprezentativă. Ea este mult mai reprezentativă decât G7, care este un club occidental, și mai reprezentativă decât BRICS, care este un club al marilor emergenți. Ei grupează pe toți, dacă putem să spunem așa, dar în același timp, în momentul când ai o grupare de state care grupează două tabere diferite, ele însele traversate de anumite clivaje, clubul occidental, deși clubul occidental este cel mai omogen, totuși. Într-adevăr. Țările occidentale, în ciuda clivajelor, pentru că mai sunt între europeni, între europenii înșiși, adică între francezi, germani, britanici, dar între europeni și americani, totuși mai omogen, BRICS-ul, țările emergente, sunt și mai clivate, dacă putem spune, dar sunt unite pe un punct important, și anume contestarea centralității occidentale, ceea ce face pertinent această expresie de sud global, dar în momentul în care ai organizație atât de largă, e foarte greu să obții consens. Și când ești într-o perioadă, pentru că ai amintit foarte bine, criza 2008-2009, nu era sistemul internațional atât de fragmentat ca astăzi, nu era atât de polarizat. În momentul de față suntem practic dorința Chinei de a crea un front anti-american, dorința Statelor Unite și a Occidentului de a face față acestei emergențe geostrategice a Chinei și a contestării extraordinare și, bineînțeles, dorința lor de a crea un front al democrațiilor de cealaltă parte, și atunci este clar că avem o organizație nefuncțională care în momentul, te refereai probabil în discuția de mai devreme, dinainte de emisiune, când încerci să creezi un numitor comun, o declarație comună, automat diluiesc foarte mult lucrurile. Nu amintești Rusia drept stat agresor, nu vorbești nimic, pentru că ăsta este un alt aspect important, pentru noi este capital, măsurile pentru neutralitatea climatică. În momentul în care Narendra Modi vrea să deschidă 108 mine, din care cele mai multe de lignit, și pentru din anumite motive obiective, au nevoie de electricitate, mor 1 milion de copii prematuri, adică au mortalitate infantilă foarte mare, înțelegem lucrurile acestea, dar suntem pe poziții diametral opuse. Andrei Șvarț, Uniunea Africană invitată ca membru al G20, un succes, dacă îmi permiți, din punctul meu de vedere, al diplomației de la Washington, pentru că președintele Joe Biden a pulsat foarte mult pe acest subiect, Uniunea Africană dorindu-și de cel puțin 10 ani să fie parte a G20. Care sunt perspectivele? Cine câștigă și care este miza? Care sunt în spatele acestei decizii? Până la urmă, Africa în acest moment este un teritoriu contestat atât de SUA cât și de pe poziții antagonice, China și Rusia. Și nu mă refer doar la anul 2023, încercările Chinei și apoi ale Rusiei au o decadă și jumătate, dacă nu mai mult, de istorie. Și acest lucru s-a făcut atât prin soft power, prin corupție, să o spunem pe-a dreaptă, în China, exercitată către China în Africa, în diverse
părți ale Africii, cu mai mult succes sau mai puțin succes, dar ulterior de către Rusia în acești ani, și vedem cum generalul Armagedon Surovikin, care dispăruse ca urmare a revoltei Wagner de la începutul verii, a reapărut și a apărut unde? În Africa, în Algeria. O delegație a Ministerului Apărării rus s-a întâlnit cu regimul algerian. De ce? Pentru a furniza arme, dar poate și pentru a stabili încă un cap de pod în Africa. Și atunci, acest succes la care faci referire poate să fie doar un succes de etapă, atâta timp cât diverse țări din Africa, vedem, au avut loc lovituri de stat. Vedem cum ambasadorul francez este ținut ostatic în sediul ambasadei în acest moment. Franța nu a dorit să-l recheme, nu a acceptat să-l recheme la solicitarea puciștilor, a celor din armată care au dat această lovitură de stat, iar acum este ținut acolo. Deci interesele și viziunea vestică, occidentală, în Africa sunt foarte mult atacate în acest moment. Pe de altă parte, ce spunea Ștefan Popescu mai devreme, referitor la G20, un element foarte important pentru noi toți și trebuie să le înțelegem, schimbările climatice și modul cum se iau măsuri în Europa, Statele Unite, mai mult acum decât în timpul precedentei administrații, și cum, pe de altă parte, vedem că nici nu se poate pune problema decât teoretic în relația cu China, India, precum și cu alte state care nu se bazează pe aceleași viziuni asupra viitorului nostru comun. Nu se poate să oprim poluarea etapizat, gândit foarte bine în vest sau în nordul global, și pe de altă parte în sudul global să explodeze poluarea ca urmare a exploatărilor miniere și de altă natură. Da, trebuie spus că în spatele acestei lupte împotriva viziuni diferite pe care o amintea Andrei Schwarz, stă și competiția tehnologică. Competiția pentru competitivitate, dacă îmi permiteți și această formulare. Metalele rare din Africa joacă un rol important în această competiție. Cine pune mâna pe aceste resurse? Dar Rusia și China stau foarte bine la capitolul metale rare și țările emergente în general și țările din America Latină, nu mai vorbim, sunt rezerve de litiu foarte importante, cred că în Columbia, dacă nu mă înșel, care așteaptă să fie puse în valoare. În Africa, bineînțeles, tocmai de aceea, dincolo de poziționarea strategică evidentă, pentru că deschizi un al doilea front împotriva Occidentului. Europa va fi foarte fragilizată. Este cartea unui singaporez ambasador, tot citez, am recenzat-o pentru revista 22 acum un an de zile, se cheamă Ziua în care China va câștiga. Ambasadorul Kishore Mahbubani, care a condus planificarea politică a acestui stat foarte sensibil și foarte bun cunoscător al realităților din Indo-Pacific, și care spune că în această competiție globală China, Statele Unite, Europa va fi absentă. De ce? Pentru că va avea de gestionat Africa. Ce se întâmplă în Africa cu prăbușirea Sahelului, am amintit capul de pod din Algeria, pentru că e deja un cap de pod în Algeria, ce să mai spunem, în jumătate din Libia. Egiptul este și el ambigu între interesele occidentale și cele rusești. Aceasta va canaliza foarte multe energii europene, pentru că sentimentul antifrancez, antioccidental care este în Africa se repercutează, îl găsești pe teritoriul național ca urmare a comunităților deja stabilite în Europa, pentru că aceste comunități nu mai sunt ca pe vremuri, plecau italieni în Statele Unite, mai trimiteau o scrisoare din când în când. Sunt comunități transnaționale. Ele sunt cu rădăcinile în Algeria, în Mali, în Burkina Faso, dincolo de problema terorismului. Și de unde această imagine negativă a Occidentului? Este vorba doar de istoria colonialistă sau sunt și alte elemente, să spunem, de marginalizare a tinerilor din aceste state în țările occidentale, problemele sociale pe care le întâlnesc?
Este un cocktail de factori? Dacă îmi permiteți, mă rog, având și experiența franceză, vă spun că sunt chiar uimit. Sunt uimit lipsa de anticip. Franța, care este foarte prezentă, era foarte prezentă, ca urmare a unui țesut foarte complex. Marile companii care dețineau sectoare strategice, serviciile, bazele militare, o întreagă elită cultivată de la Radio France International până la, care era fost un radio colonial, să spunem și asta, până la organizația francofoniei unde le dădeai joburi, duceai la Paris, le creai destine, să spun. E, tot acest eșafodat se prăbușește și tare mi-este teamă, compar puțin cu ce s-a întâmplat în Vietnam, când Statele Unite pragmatic au preluat de la francezi, că nu aveau de ce să-i susțină să reziste în Vietnam, au preluat și cu toate acestea n-au reușit să salveze. Nu vreau să merg pe un asemenea scenariu, dar cred că e un moment de cotitură istorică pe care greu îl putem cuprinde noi. Se ajunge la o, nu știu, la o anumită evoluție când nu mai vrei să respingi modelul în care te-ai format, limba pe care o vorbești, și te orientezi spre, ați amintit, Rusia și China, dar se îndreaptă spre Arabia Saudită, spre Iran, adică spre Turcia, că avem mai mulți actori acolo care contestă Occidentul. Te rog, Andrei. Da, sunt de acord. Africa este clar un punct de întâlnire și unul în care... Dar este de asemenea continentul care are cea mai mare creștere. India a ajuns acum să fie numărul 1 ca populație, dar Africa va reprezenta, populația cea mai mare și cea care va împinge spre Europa. 2050 mai mult. Este anul cu dublarea populației. Exact, da. E ceva la... 70% da. Sub 20 de ani. Da. Exact. Ce vor face acești oameni? Vedem criza din Lampedusa... reactivată. Lampedusa a fost scena unui fenomen similar și în acești ultimii ani de mai multe ori. Și bineînțeles, ce efecte au astea asupra Europei, asupra opiniei publice, asupra alegerilor care vor veni în țările noastre. Dar trebuie să, referitor la întrebarea ta de mai devreme, Răzvan, este vorba atât de trecutul colonial trist al Europei în Africa. Bineînțeles, Franța, Spania, Portugalia au încercat să recupereze pe parcursul ultimilor 60-70 de ani prin toate mijloacele de soft power din nou de care au dispus. Dar vedem acum încă ceva. Într-adevăr, China și Rusia, la fel cum au luptat în ultimii mulți ani, nu doar în perioada pandemiei, cu mințile europenilor, la fel s-a întâmplat în Africa, la fel se întâmplă în America Latină, la fel se întâmplă în Asia de Sud și așa mai departe, în Australia. Unii mai prezenți decât alții, dar de multe ori împreună se întâlnesc acești actori care până la urmă au interese comune. China și Rusia încearcă să distrugă ordinea mondială actuală și vedem cum mulți dintre cei care și-au plecat urechea la susurul Rusiei și al Chinei și se temeau de noua ordine mondială, cum că aceasta ar fi una care va fi fondată pe valorile americane, da, baubaul global american. Nu și-au dat seama că de fapt este vorba de Rusia, de China, de Iran, precum și de alți actori globali care își doresc tocmai această ordine mondială a țărilor vestice de după al doilea război mondial stabilită de aceștia să dispară. De ce? Pentru că chiar dacă nu trăim într-o lume perfectă, aceasta din nou fundamentată de Statele Unite ca principal actor, dar și de Europa de Vest, este vorba de una bazată pe învățarea din greșelile trecutului. Din ceea ce, nu, până la urmă și ONU a fost creat pe fundațiile Ligii Națiunilor, știm de Titulescu, n-au reușit aceștia să preîntâmpine cel de-al doilea război mondial. ONU trebuia să preîntâmpine al treilea război mondial. Din punctul meu de vedere, nu știu dacă au reușit. De ce? Pentru că, din nou, din punctul meu de vedere, cred că suntem într-un război mondial deja. Exact. Dar nu este genul de război clasic,
frontul militar pe care l-am cunoscut în primele două conflagrații mondiale, este mai degrabă un război care a început pe componenta economică, o luptă pentru influența la nivel global între marile puteri. Ori în acest context, domnilor, iată că după summitul G20 se anunță un proiect de mare anvergură, o cale ferată care să lege India de Europa, tranzitând Orientul Mijlociu, proiect susținut atât de India cât și de Statele Unite ale Americii, de Uniunea Europeană, evident, dar și de Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite. Este un răspuns, Andrei Schwarz și Ștefan Popescu, această nouă rută la drumul mătăsii propus de către China? În bună măsură este exact acest deziderat în viziunea administrației americane și trebuie să se întâmple acest lucru, dar nu știm care e orizontul de timp și sunt câteva elemente care stau în calea înfăptuirii acestuia. Există interese concurențiale între mulți dintre actorii aceștia care ar trebui să fie parte a acestui puzzle, a acestei linii care să lege India până la urmă de Uniunea Europeană. Și simpla enumerare pe care ai făcut-o nu poate să ne facă să zâmbim, să fim în dubiu în privința șanselor de reușită. Arabia Saudită, Iordania, Emiratele Arabe Unite, Israel, trebuie să conlucreze, trebuie să-și deschidă granițele într-o bună măsură. Acest lucru s-a întâmplat parțial. S-a întâmplat parțial. Nu trebuie să uităm, Iordania și statul Israel au o pace semnată în 94 care a deschis o mulțime de posibilități, dar e o pace rece, la fel precum este cea dintre Israel și Egipt. Pe de altă parte, Iordania nu a văzut cu ochi buni inclusiv acordurile Abraham, care au fost moșite, dacă îmi permiteți, da, de vechea, fost administrație Trump. De ce? Pentru că Iordania, pe baza acordului de pace cu Israelul din 94, a primit și din partea Israelului recunoaștere ca fiind custode al locurilor sfinte ale islamului și ale creștinătății din Ierusalim. Cele ale iudaismului din Ierusalim se află în același loc, dar acelea sunt sub administrarea și Israelului. Ori există temere că familia regală Bin Saud, regală și în legătură directă, conform Arabiei Saudite, cu fondatorul islamului, da, profetul Muhammad, că aceștia ar putea solicita, așa precum au cam făcut-o, acest rol. Ori deja aici există niște tensiuni majore, pe lângă cele care ar trebui să fie obiective pragmatice de dezvoltare și logice pentru noi toți, precum și cele care ar face într-adevăr să existe o pace în acea regiune. Și mai aș adăuga un lucru și aș fi foarte interesat să aud opinia ta, Ștefan. Aș mai adăuga un singur lucru. Administrația Biden încearcă acum, este complementar cu acest proiect, să se ajungă la un moment istoric, anume ca Arabia Saudită și Israelul să semneze un acord de pace. Să avem încă un stat membru al acordului Abraham, practic. Și cel mai important, fiind cel mai important stat din lumea sunită. Chiar dar și această politică venită de la Washington, mi se pare totuși un răspuns al Statelor Unite față de jocul Chinei la nivel global și în regiune. Beijingul a mediat acordurile de reluare a relațiilor diplomatice între Arabia Saudită și Iran. Te rog, Ștefan. Da, nu, împărtășesc cele spuse de Andrei. Marea problemă este că, iată, India, curtată și de Statele Unite și de actori din Uniunea Europeană, pentru Franța, de pildă, ne aducem cu toții aminte pe 14 iulie cum l-a primit pe premierul Narendra Modi, dar India este în același timp un contestatar al ordinii occidentale, chiar dacă este în rivalitate strategică evidentă cu China, are relații însă bune cu Rusia, oferindu-i o supapă extraordinară. Să ne aducem aminte hidrocarburile rusești, cum ajung în India, cumpărate la prețuri bon marché, pentru a fi apoi vărsate pe piața internațională. Adică
Vorbim de o multialiniere. Am intrat într-o fază în care țările pot fi, bineînțeles, aliate ale Occidentului, profită de pe urma transferului de tehnologie, pentru că atât investitorii americani, europeni, când se duc în India, fac și transfer de tehnologie, dar în același timp India susține și anumite inițiative, adică își dorește ea însăși să fie la un moment dat un centru de putere. Și cu atât mai mult, chiar dacă pare că ne întoarcem în timp, dar vă rog, în 1890, când Imperiul German a ajuns prima putere demografică a Europei, atunci a apărut în timpul lui Wilhelm al II-lea politica un loc sub soare. Adică un loc sub soare pe care l-aveau, bineînțeles, puterile tradiționale, Franța, respectiv Marea Britanie. Ori același lucru, se creează o anumită psihologie colectivă, apare în psihologia colectivă când te trezești prima dată pe podium, sigur, pe un aspect, puterea demografică, dorința de, când îți depășești puterea colonială. India a depășit produsul intern brut anul acesta, cred, sau anul trecut, al Marii Britanii. Iarăși un lucru foarte semnificativ pentru ei, îți dorești să fii tu însuți un centru global. Dar e o diferență, Ștefan, da, între produsul intern brut și produsul intern brut per capita. Așa este. Pentru că totuși, la ce populație are India, de acord, problemele sunt altele pentru Narendra Modi. Sunt altele, dar în același timp au suficientă, pot crea un efect de masă atât prin capacitatea de a, ei nu au o distribuire a resurselor ca în Occident. Adică în Occident costă foarte mult ce? Protecția socială, investițiile statului, pentru că statul investește foarte mult. Acolo poate direcționa resurse spre militar, spre... adică e un model puțin diferit și, mă rog, chiar dacă pe cap de locuitor, să spunem, PIB-ul Indiei este neglijabil în comparație cu cel al statelor occidentale, totuși au suficientă putere pentru a fi actori independenți, a nu mai accepta așa cum înainte ar fi acceptat, poate, nu știu, alinierea față de Occident, dacă state mult mai slabe, Senegalul care merge la Sochi, stat care era sub Franța, 100% era sub Franța, un stat care refuză să se alinieze Franței la Organizația Națiunilor Unite pentru a impune sancțiuni, da, sau a condamna Rusia. Deci sunt lucruri care se petrec. Și marea, și sper că acest proiect, mă rog, face parte din viziunea asta, este cu multe obstacole acest proiect, într-adevăr, este de a construi punți cu Sudul global, de a nu le da ocazia să se alinieze, pentru că apar anumite tensiuni. Africa de Sud a organizat exerciții comune cu marina chineză și marina rusă și iraniană, bineînțeles, da. Crezi, Andrei Șvarț, că proiectele Occidentului de a face o interconectivitate cu Sudul global fără a crea clivaje și a conduce către o luptă pentru multipolaritatea globală, va fi un proiect de succes? Are Occidentul viziunea, strategia și forța necesară pentru a implementa aceste lucruri? Mă tem că răspunsul meu e negativ în acest moment, pentru că nu există o coeziune la nivelul lumii occidentale. Pe când la nivelul acestor alți actori non-democratici, China, Rusia în principal, dar și acelor mai puțin democratici din perspectiva mea și a lumii vestice în care trăim, aș include și India, cea mai mare democrație a lumii, cu scuzele de rigoare aș include aici, Africa de Sud și așa mai departe, post-apartheid, dar nu este o democrație, Brazilia, da? Bolsonaro, a fost condamnat de foarte multă lume, așa, a pierdut alegerile, dar nici Lula și nu este departe. Nimeni nu s-ar fi așteptat că o să fie o realiniere bazată pe valori a Braziliei, chiar dacă o mulțime de cetățeni brazilieni suferă din cauza asta. Aceste țări, China și Rusia în principal, nefiind democrații, nu au nevoie de consens. Nu sunt faptul că noi nu împingem țările vestice, nu împingem către ei un narativ bazat pe dezinformare, pe misinformation și așa mai departe, nu îi afectează, e blocată, accesul la informație e blocat, e
controlat, dacă nu e blocat în aceste țări, deci nici măcar să audă totuși care e realitatea. Da? Și atunci lumea vestică din nou, nefiind coordonată, nu știu în ce măsură va reuși. Ceea ce spun eu aici nu este nu e o sentință, da? Trebuie, e o chemare la coordonare. Și asta trebuie să se întâmple la nivelul Uniunii Europene, la nivelul relației Uniunii Europene cu Statele Unite, cu Marea Britanie, din multă perspectivă. Bun. Avem această problemă a războiului economic global și aș vrea să vă întreb dacă etapa următoare sau una dintre etapele următoare ar putea fi conducerea către o conflagrație militară, către un război mondial, către un nou război mondial. Pare și în relațiile internaționale, Ștefan Popescu, că ar fi suficient de vulnerabil încât să ne conducă într-un viitor mediu sau îndepărtat către această ipoteză? Nu cred în ipoteza unui război mondial, adică de tipul celui de-al doilea sau a primului război mondial. Cred că pot fi conflicte localizate, cum este conflictul din Ucraina, care galvanizează diverse interese, interesele tuturor marilor puteri se întâlnesc acolo. Și cine câștigă iese întărit, cine pierde iese slăbit din astfel de conflicte. Da, pe de altă parte, apropo de cele spuse de Andrei, europenii n-au același orizont strategic. Adică orizontul strategic al europenilor a fost dus pe aceeași linie de către implicarea Statelor Unite ale Americii. Americanii sunt prizonierii, cum să spun, statutului lor. Nu pot abdica. Adică dacă ar pleca, o spun asimilând foarte multă viziune franceză, care știți foarte bine că e puțin diferită, dar o spun pentru că fără Statele Unite, europenii n-ar fi avut aceeași determinare în a susține Ucraina. Trebuie să spunem lucrul acesta. Da, deci, am văzut poziții divizate la nivelul... Nu mai vorbesc de Indo-Pacific. Americanii trag spre Indo-Pacific să vadă că chestiunile sunt legate. Adică nu pot... și în plus de asta, Occidentul are foarte multe probleme, pentru că are problema investițiilor militare. Ne-am culcat pe laurii... Parcă ne-a trezit războiul din Ucraina. Da. Parcă ne-a trezit. Ne-a trezit, dar suntem atât britanici, și spunea un general, chiar șeful statului major, aveau 40 ceva de tancuri operaționale. Deci investițiile pe care ei trebuie să le facă sunt enorme, europenii, pentru a-și Germania, nu mai spunem, starea armatei lor, care este la pământ. Francezii au o armată bună, dar este o armată de tip bonsai, chiar ei spun. Pot să facă tot, dar e o armată americană în miniatură, gen bonsai. Deci au nevoie. Avem chestiunea Green Deal. Și avem problemele sociale, pentru că vedem că apar, nu mai spun, presiuni migratorii care sunt și în Statele Unite ale Americii, unde vedem polarizarea clasei politice, oamenii așteaptă altceva. Deci... Deja am adus discuția către cea de-a doua temă a noastră de astăzi, Ucraina, dar să rămânem puțin la G20, Andrei Schwarz, pentru că regimul de la Kiev a fost deranjat în declarația finală. Se vorbește despre faptul că nu sunt susținute războaiele în secolul 21, dar Federația Rusă nu este condamnată și nu este tratată ca stat agresor. Era greu să se întâmple acest lucru. Kievul a reacționat. Care este punctul tău de vedere? Lula da Silva, spre exemplu, spune că nu putem să aducem problemele geopolitice, să divizeze G20, și iar în același timp Lavrov, ministrul de externe rus, declară summitul G20 ca fiind un succes. Da, nu a fost o misiune ușoară cea a lui Modi și a echipei lui în rolul de gazdă. S-a lucrat premergător acestui summit și în timpul summitului pe forma finală a acestei declarații. Și aceasta, din punctul meu de vedere, e cea mai bună formă pe care ar fi putut să o ia această declarație. De ce? Pentru că, la fel ca la Națiunile Unite, nu avem o majoritate a țărilor care să fie ghidate de valori, de principii democratice și de respectul pentru viața umană și pentru plinătatea respectului față de om. Și atunci, marea majoritate a acestor state, am putea spune că toate statele, se ghidează după realpolitik, exact, în tot ceea ce le privește, nu în relație. Aici, dacă îmi permis, Andrei, doar o scurtă paranteză, intrăm puțin în teoria relațiilor internaționale, dar Occidentul, Europa s-a obișnuit cu această viziune constructivistă a instituționalismului.
cu instituții care să funcționeze și cu decizii luate mai mult sau mai puțin, dar totuși prin consens. Or, realismul și statele care își măresc propriul interes a funcționat total în continuare în afara Occidentului. Și ne trezim și cu acest clivaj care este cauzat, dacă îmi permite, și de modul de viziune a ordinii internaționale. Așa este. Pe de altă parte, ar fi și niște elemente pozitive care au rezultat din această reuniune a G20. Eu m-aș referi la faptul că președintele Chinei și nu a venit acolo. Președintele Biden a spus că e foarte dezamăgit. De ce? Pentru că este într-adevăr un loc în care se întâlnesc și au un dialog direct, nemediat de multe ori, China și Statele Unite. Pe de altă parte, G20 rămâne până una alta, rămâne sub controlul țărilor vestice. Ceea ce e un lucru bun. Pe de altă parte, BRICS... Și noi trebuie să intrăm în controlul pauzei publicitare, după care ne reîntoarcem câteva minute la CEC Media. Ne-am reîntors alături de Andrei Jvar și Ștefan Popescu. Domnilor, am făcut deja juncțiunea către războiul din Ucraina și, ținând cont de situația internă din Federația Rusă, cel puțin teoretic, Andrei Jvar, Kadyrov se pare că nu se simte bine. Da, a mai fost cel puțin un episod în aceste 18 luni de război când Kadyrov nu s-a simțit bine. Mă rog, nu sunt medic, doar uitându-te la el, chiar și în trecut, ar zice că sigur nu stă bine cu o mulțime de analiză, dar în octombrie anul trecut se pare că s-a simțit mai rău decât ar fi normal și am aflat în ultimele săptămâni că el a dat vina pe medicul lui personal, care era și viceprim-ministru al Ceceniei, pentru faptul că ar fi fost otrăvit. Și asta se pare că a fost feedback-ul primit de la prietenii lui din conducerea cecenă. Ce a făcut? N-a mai stat să analizeze mult. Se pare că a fost torturat, poate chiar de Kadyrov în mod direct, și a fost omorât acest doctor. Cum se simte iarăși rău, ar fi una dintre informații. Mă rog, nu știm în ce măsură acest lucru e adevărat, la fel toată lumea analizează modul în care stă Putin pe scaun, cum își mișcă picioarele, cum își mișcă... Exact, ai intuit foarte bine următoarea mea întrebare, Ștefan Popescu. Sunt foarte multe informații de acest gen care vin în presa internațională și reacția naturală pe care jurnaliștii occidentali o au este totdeauna să vorbească de o luptă de putere la Kremlin. Cât de real este acest scenariu? Eu cred că face mai mult parte din războiul informațional. Pe care Kremlinul încearcă să-l facă mai și războiul informațional și invers, în direcția opiniei publice rusești, în primul rând, pentru cultivarea neîncrederii în leadership-ul din Rusia, deși este, cum să spun, iarăși nu știu cât de eficientă e în condițiile în care cercul conducător sau reprezentat de Putin, pentru că Putin este vârful iceberg-ului, a omorât orice alternativă. Adică în Rusia nu există alternativă. Îl schimb pe Putin, dar vine altul care poate fi chiar mai radical decât Vladimir Putin. Adică, dar este o temere de acest fel. Da. Inclusiv Prigojin era dat ca o alternativă foarte negativă la adresa lui Vladimir Putin. O glumă, cred. Evident, în glumă, pentru că nimeni s-a așteptat ca Prigojin. Un om care n-a făcut carieră în armată și în servicii să ajungă să conducă Rusia. Sincer, da, este... știe să gătească. Probabil ar fi putut să ofere. Nici măcar eu nu cred scenariul că el controla Wagner. Sincer, erau oameni, era o emanație a GRU. Era clar lucrul acesta. Total de acord. Profesioniștii erau oamenii sistemului. El nu se ducea să-și cumpere de pe piața liberă sau chiar neagră armamentul greu pe care îl ducea prin Africa și mai făcea donații. Astea erau din depozitele armatei ruse. În Rusia, sistem privat. Păi nici oligarhii sunt capitaliști de tipul american, miliardarilor americani sau britanici sau germani. În niciun caz. Sunt oameni care sunt în legătură cu statul. Să fim serioși.
De asta sunt probabil și aceste crime, pentru că mulți s-au simțit atât de rău încât au ajuns la 2 metri sub pământ de la începutul războiului, chiar cu câteva zile înainte de declanșarea invaziei, tocmai pentru că ei sunt bucățele ale sistemului. Adică rolul lor este formal șef al nu știu cărei companii. Cred că în realitate trebuie să citim prin poziția lor în această sferă decizională. După cum Dmitri Setchin, care a fost șeful de cabinet al lui Vladimir Putin și conduce în momentul de față Rosneft, cred că rolul lui este mult mai important decât șeful unei importante companii strategice, desigur, a statului rus. Dar în orice caz, ceea ce contează, degeaba facem, cred că aceste scenarii sunt chiar inutile. Importantă este următoarea întrebare. Dacă o schimbare a vârfului de la Kremlin ar duce la o schimbare de comportament a Rusiei în raport cu Occidentul și la o încetare a ostilităților din Ucraina. Aceasta cred că trebuie să fie întrebarea. Și cred că răspunsul vine de la sine. Nu. Nu. Cel puțin situația din Ucraina ar fi o miză prea mare pentru oricine ar veni la Kremlin, ca lucrurile să se poată schimba, cel puțin în viziunea Occidentului. Cu toate acestea, nu putem să nu remarcăm faptul că armata rusă are niște probleme ce țin în special și de logistică, Andrei Schwarz, și avem o întâlnire între Vladimir Putin și liderul nord-corean, care are ca scop, printre altele, obținerea din partea Federației Ruse de muniție, obuze pe care Coreea de Nord ar putea să le livreze. Da, peninsula Coreea a reprezentat o sursă de muniție atât pentru Ucraina cât și pentru Rusia. Ca urmare a războiului din peninsulă, ambele părți, sudul și nordul, și-au făcut stocuri enorme de obuze, în principal, dar și de alte elemente de tehnică militară. Ucraina a primit deja din partea Coreei de Sud, mediat fiind de către Statele Unite, acest transfer, o mulțime de tehnică militară, și Rusia deja a primit de la Coreea de Nord, chiar dacă nu s-a semnat un tratat așa în văzul lumii deja, dar se dorește mai mult. Ori Kim Jong-un, care în permanență se gândește la a ataca Coreea de Sud, se gândește la acest stoc ca fiind important pentru acțiunile sale viitoare. Deci există un echilibru aici, dar din păcate fiecare sută, fiecare mie de obuze sau de rachete cu diferite caracteristici tehnice reprezintă moarte pentru civilii ucrainieni. Oameni nevinovați. Absolut, oameni nevinovați în general pe partea ucraineană, dar e vorba și de civili. Da? Pentru că se lansează în mod deliberat, nu întotdeauna, dar de multe ori deliberat, se setează GPS sau de altă natură ghidare către blocuri de locuință, cartiere de blocuri de locuință. Coreea de Nord nu este singurul partener extern de care Moscova s-a lipit în această perioadă, este Iranul, acolo unde dronele iraniene au fost foarte eficiente pe câmpul de luptă, Andrei Schwarz. Drone iraniene, într-adevăr, care sunt bazate atât pe cercetarea proprie a Iranului, cât și pe furtul de tehnică militară din vest, din Israel în principal, dar și din alte părți. Drone care s-au prăbușit în Liban, au fost doborâte, sau chiar la granița cu Siria și care au fost culese de către trupele și iraniene, analizate la Teheran și așa mai departe. Pe de altă parte, șeful Mossadului israelian a avut o conferință, a avut o prelegere la Herzliya în urmă cu câteva zile și a spus acolo că o mulțime de elemente de transfer de tehnică militară dinspre Iran către Rusia au fost stopate în mod misterios, nu a precizat de către cine, dar se pare că au fost stopate în ultimul an și jumătate. Asta ar fi un element important de menționat. Pe de altă parte, David Barnea a menționat și faptul că Israelul se teme pentru că Rusia, în schimbul direct pentru aceste drone și rachete,
ar putea să ofere tehnică de asemenea, tehnică care lipsește Iranului, și anume bombardiere strategice sau avioane de vânătoare. Nu ar fi costuri prea mari pe care Rusia ar trebui să le dea? În orice caz, avem o dovadă în acest sens, primirea lui Kim Jong-un unde? La cosmodromul exact. Vostochny, care a devenit practic înlocuitorul Baikonurului, pe care, exact. Care era în Kazakhstan. Ori asta a fost o declarație. Să ne aducem aminte, chiar cu câteva săptămâni înainte, al doilea test de lansare a unui satelit militar eșua de către Coreea de Nord. Ori Rusia ce vrea să arate? De unde e foarte pertinent această catalogare a războiului din Ucraina ca un război mondializat sau mondial, chiar dacă secvența militară este localizată, dar vedem implicațiile lui globale. A devenit ca un război prin proxy, prin intermediari, în care fiecare actor important al cerii globale susține o parte din beligeranți. Și este o competiție între liniile de montaj, între liniile de producție occidentale și cele rusești, chinezești, toți cei care au echipamente și produc muniție de sorginte sovietică, pentru că atât Iranul cât și Coreea de Nord au linii inspirate de tehnologia sovietică, respectiv rusească, inclusiv Algeria, care este al treilea cumpărător mondial de armament rusesc. Dar, într-adevăr, asta arată clar, Rusia arată lumii că, iată, pot transfera tehnologie, vă pot complica situația pe alte teatre în momentul în care, dacă veți continua să-i susțineți pe ucrainieni, și își manifestă prezența pe anumite dosare unde va fi inconturnabilă. Nu vei putea discuta de pacea din Coreea de Nord dacă nu vei avea probabil și Rusia la masă, nu vei putea, și într-adevăr după intervenția în Siria lucrul ăsta este evident, nu mai poți discuta de Orientul Mijlociu fără a ignora Rusia, și sunt actori chiar apropiați ai Occidentului, Coreea de Sud, respectiv Israelul, care se gândesc. Israelul, când știi că ai trupe rusești practic în Siria, nu poți ignora Moscova de pe radarul tău diplomatic și bineînțeles, și reticența Israelului de a răspunde cerințelor Kievului. O țară care a fost traumatizată de-a lungul istoriei, dar în același timp care e foarte vulnerabilă, pentru că e o mică bandă litorală foarte expusă. Sunt două elemente, dacă aș putea adăuga la ce spune Ștefan, ar mai fi și elementul comunității evreiești din Rusia. Sigur. Care, din nou, într-un stat nedemocratic, care comite asemenea atrocități și care este moștenitorul unui stat și unui imperiu care au comis atrocități față de minorități, inclusiv față de cea evrească, este mult prea conștient de riscurile asupra acestora. Da. Deci mai este și acest aspect. Pe de altă parte, Iranul, în relația cu Israelul, dacă aș putea să adaug, spunea iarăși directorul Mossadului săptămâna trecută, spunea că au fost vreo 20 și ceva de încercări de atentate asupra unor ținte evreiești și sau israeliene. Deci ținte evreiești, reprezentând comunități evreiești din diverse țări. Iranul a mai făcut asta de-a lungul ultimelor decenii, din America Latină până în Asia de Sud-Est. Au fost 27 de încercări în întreaga lume care au fost stopate împreună cu parteneri din ceea ce știm noi, Cipru, Azerbaidjan, Grecia, până în alte țări unde lucrurile nu au fost făcute publice. Deci Iranul încearcă în permanență, de asemenea, să pună lumea occidentală sub presiune. Israelul este doar un element al lumii occidentale din perspectiva lor, este diavolul cel mic, după cum îl numesc ei, diavolul cel mare e Statele Unite, dar aș face referire la ce spuneam ceva mai devreme în emisiune. Cred că problema cea mai mare pentru lumea vestică este să încercăm să nu fim propriul dușman, să devenim propriul nostru dușman. Alegerile care se vor întâmpla, alegerile din Slovacia de peste două săptămâni, se pare că vor da... Să sperăm că nu, dar se pare, conform sondajelor, că vor da un pic de respiro, o gură de oxigen
lui Putin în Uniunea Europeană. Slovacia, care era unul dintre principalii sprijinitori ai Ucrainei. Într-adevăr, alături de Polonia, Slovacia a fost întotdeauna, Slovacia și Polonia a fost întotdeauna în prima linie a susținerii războiului în Ucraina, cel puțin într-o primă etapă. Ștefan Popescu, în tot acest context al întâlnirii între Putin și Kim Jong-un, a încercării lui Putin de a obține armament și de a se apropia de Coreea de Nord, cum privește China această situație? Sigur, China dorește să aibă exclusivitatea în raport cu Coreea de Nord. Pe de altă parte, China nu-și mai face iluzii cu privire la capacitatea Rusiei de a fi un concurent de talia, adică din punct de vedere economic. Rusia nu-și mai poate permite nici susținerea Asiei Centrale, de unde vedem că China, într-un mod foarte pragmatic, lasă Rusia să intervină în Kazakhstan pentru a-l sprijini pe Tokayev, fără probleme, pentru că știe că, by default, cooperarea economică cu China, inclusiv în materie de contacte umane, soft power-ul chiar chinez reușește să se impună. Același lucru și în Coreea de Nord, unde nevoile sunt foarte mari. Rusia nu are capacitatea, ea caută să reziste ea însăși din punct de vedere economic, dar într-adevăr, și asta va fi o mare problemă pe termen lung a Occidentului, autonomia strategică a Rusiei în raport cu China. Pe termen lung. Pentru că o înfeudare a Rusiei de către China, nu știu dacă este în interesul nimănui, nici măcar al Federației Ruse. Deci, mai ales al Federației Ruse. Cred că e cea mai importantă concluzie pe care o putem trage din acest război din Ucraina, faptul că Federația Rusă devine ușor, ușor total dependentă de Republica Populară Chineză. Și pe de altă parte vedem o hartă prezentată de către Ministerul Afacerilor Externe al Chinei, care este o hartă revizionistă, imperialistă, așa precum știm China a fi, dar e o readucere aminte pentru Rusia, pentru India. Pentru India nu e nevoie, pentru că au loc lupte cu morți la graniță foarte des, dar și pentru Filipine, pentru alte țări din zonă. China dorește într-adevăr să se extindă, la fel cum Rusia dorește să se extindă, dar există și riscul imploziei, atât pentru Rusia mai aproape, cât și pentru China mai... Domnilor, eu aș dori să continuăm discuția, dar nu ne putem extinde, din păcate. Nu suntem Republica Populară Chineză să gândim legitim la acest lucru din perspectiva noastră, pentru că timpul nostru alocat astăzi s-a încheiat. Sunt Răzvan Munteanu, vă mulțumesc că urmăriți Check Media, rămâneți alături de B1 TV.